Bună dragilor, bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal, pentru astăzi avem update 3, sezonul 2 pentru proiectul Project Pen Roulette. Uh, nimic interesant cu acest proiect, deci chiar nimic, dar am filmat acest update și îmi propun ca începând de acum și până la sfârșitul anului, lucrurile să se schimbe cu acest proiect. Deci, am zis, <laughs> bine, vedem acum dacă reușesc, mi-am mai propus asta odată, dar... N-am reușit. Bun, deci de acum și până la sfârșitul anului, chiar trebuie să se vadă ceva semnificativ. Eu trebuie să-mi promit mie, în primul rând. Și bun, acum haideți să vedem ce nu am realizat în perioada cea a trecut. Prima categorie rujul preferat. Eu am ales Jordani Gold Jewel în nuanța Beige Suite. L-am folosit de două ori în ultima perioadă, dintr-un total de 14 utilizări pentru 2022. Iar de la începutul proiectului și până acum a fost folosit de 32. Scopul cu el ar fi fost să-l termin și îmi doresc totuși să-l termin până la sfârșitul anului, dar vedem. Mai departe, un produs pentru sprâncene și eu am ales creionul Avon Mark, l-am folosit în ultima perioadă de 10 ori, dintr-un total de 35 de utilizări pentru 2022, iar în total de când a început proiectul și până acum, totalul este de 85 de utilizări. Uh, și pe ăsta trebuie neapărat să-l gata, el este un uh, creion bun, doar că nu prea mă mai înțeleg eu bine cu el, deci cred că deja e cam trece vremea, nu știu, dar... Uh, vedem. Vreau neapărat să-l termin repede, repede de tot. A treia categorie, un produs colorat pentru ochi, am ales fardul stick de la The One, nuanța full burgundy. O nuanță foarte frumoasă, l-am folosit în ultima perioadă o dată, dintr-un total de 3 utilizări pentru 2022, iar în total, de când a început proiectul și până acum, totalul de utilizări este 5. Scopul ar fi fost să-l folosesc de 21 de ori, deci aș mai avea încă 16 utilizări pe care aș vrea să le am în următoarele două luni. Vedem dacă îmi și iese. Uh, următoarea categorie, un vechi favorit, crema novegi cu SPF. Asta merge bine, am folosit în ultima perioadă de 14 ori, din un total de 36 de utilizări de când am introdus-o și până acum. E o cremă bună, doar că nu folosesc SPF în fiecare zi, de asta nu e gata încă, dar sigur asta se va termina, nu-mi fac griji pentru ea. Uh, deci, în ultim, următoarea perioadă ar trebui să fie gata. Și cum am spus, nu e gata încă pentru că nu folosesc SPF 50 zilnic, mai ales dacă afară nu e soare și eu nu ies afară din casă, nu mă omor cu SPF-ul. Următoarea categorie, un produs cu pompă, baza de machiaj Jordan Nicol, Nu am folosit-o deloc în ultima perioadă. Totalul pentru 2022 este de 3, iar totalul general de când a început proiectul și până acum este de 5 utilizări slab. Scopul cu ea ar fi să o termin și îmi doresc ca până la sfârșitul anului să fie gata, ca să nu o arunc așa. Pentru că este un produs bun, dar mereu sunt curioasă de altul și de altul și de altul și uite așa nu o mai folosesc. Bun. Și asta a fost tot. Și promit eu, mie, că până peste două luni lucrurile se vor schimba. Acum vedem dacă reușesc eu să mă țin de promisiunea mea. Nu mai lungeți vorba, vă mulțumesc de vizualizare, vă doresc o săptămână frumoasă, vă pup, papa. Pa!